Am revenit în partea a doua a emisiunii și alături de noi în acest moment este Oana Maftei, cofondator al brandului Aroma Zen. Vreau să vorbim astăzi despre mâncarea sănătoasă și despre cum să ne menținem un stil de viață sănătos. Bine ai revenit, Oana, la emisiunea Oameni de Succes. Bine te-am regăsit, Vali. Și mulțumesc că ai acceptat din nou invitația noastră. Mulțumesc și eu. Spune-mi cât timp e de când ai deschis Aroma Zen? Mai avem o lună de zile și împlinim un an. Iată, a trecut foarte, foarte repede. Mi-aduc aminte că uh, vorbisem la început, cred că cu o lună înainte de a deschide sau uh, cu o lună după, sau ce, o am lună deschis. după, după ce ați deschis. Uh, Spune-mi, te rog, dacă ar fi așa să tragi un, uh, un bilanț da? după aproape un an de zile de activitate, cum, uh, cum a fost anul ăsta? A fost greu? A fost ușor? Uh, cum au fost provocările pe este, care le Trăiesc o adevărată aventură în momentul de față. Uh, Așteptările, practic Roma Zen mi-a mi întrecut așteptările, ceea ce am previzionat eu în planul de afaceri. A fost, de exemplu, dublarea cifrei de afaceri în, a doua, în al doilea semestru. Ei bine, noi, de fapt, acum am făcut de patru ori mai mult da. și ne-am mărit echipa, cu momentan suntem șase persoane și am început două persoane în luna lui martie. Este extraordinar. Deci lucrurile merg, merg, spre bine. merg spre bine. Merg de la foarte bine în sus, ca să, să spunem așa. Bun, hai să, să ne amintim puțin de unde a plecat ideea Aromazen. Ideea Aromazen a plecat undeva prin 2011, când îmi căutam vocația și ce vreau eu să fac, ceva, ceva care să-mi placă, să nu simt că muncesc. Da. <laughs> și atunci am zis că vreau să fac un restaurant, pentru că îmi place bucătăria. Și atunci am zis că să fac și ceva pentru comunitate, să nu deschid un restaurant oarecare. Și am, am găsit un articol în care se punea problema obezității, mai ales la copii. Și am zis că asta vreau să fac, da. mâncare în combinații optime. Ok, bun. De la zis până la făcut a durat foarte mult timp. Este adică din 2011 până în 2015, a fost câțiva ani. Câțiva ani în care ce s-a întâmplat? Uh, atunci eram la început și eram foarte entuziasmată. Uh, M-am dus, mi-am deschis firma și da. discutând cu uh, mai multe persoane, mi s-a pus o întrebare care m-a blocat și nu aveam răspuns la ea. Și atunci a fost, uh, am zis că trebuie să mă opresc și mai întâi să intru puțin în acest mediu, să văd cum trebuie făcute lucrurile, pentru că eu okay. nu aveam nicio cunoștință decât despre bucătărie. Ce, ce întrebare a fost uh, cea care ți-a tăiat oarecum entuziasmul și te-a făcut să te gândești de două ori înainte de a începe? Uh, întrebarea la care nu am avut răspuns a fost dacă mă descurc cu oamenii, cu angajații. Ok. Și... Eu sunt o fire mai așa, mai eram cel puțin mai tăcut, adică dacă nu faci tu bine, fac eu ceea ce nu este ok. Mm -hmm. Și pur și simplu am tăcut, n-am avut răspuns, am zis că nu am răspuns la această întrebare. Și atunci m-am oprit și am zis că trebuie să studiez puțin și mediul de business pentru că nu aveam idee cu ce se mănâncă. Și practic, acolo de acolo am început eu. Deși aveam firma deschisă, am pus-o pe stop și am început practic. să merg la evenimente să mă dezvolt. da. Am înțeles. Ai început să-ți dezvolți partea asta de relaționare cu, cu oamenii? Uh, și de relaționare, și de business. M-am înscris la universitate, la administrarea afacerilor, am mers uh. la diferite cursuri, apoi am participat la diferite concursuri uh, prin care am și câștigat. Ok, deci practic te-ai pregătit serios pentru, da, pentru da. și a Și s-a întâmplat în martie 2015. Da. Uh, deschiderea. Bun. Uh, între timp te-ai descurcat bine cu angajații, pentru că ai de la 2 până la 6, da, ați ajuns la 6. Cât de greu a fost procesul ăsta de recrutare? Cât de greu ai găsit oameni de care ai avut nevoie? Uh, cred că asta este cea mai mare provocare. Uh, sunt diferite metode în a motiva pe fiecare în parte și trebuie oarecum să, să le găsești. Mai greu a fost la început. Acum uh, încercăm și dacă merge bine, dacă nu, asta este, ne spunem la revedere și fiecare merge unde este mai bine. Am înțeles. Uh, bun, că, că tot veni vorba de, de motivare, care sunt strategiile prin care îți motiveze angajații în momentul de față? Uh, sunt, uh, cum ziceam, mai multe strategii. Unele persoane sunt motivate de bani, altele persoane sunt motivate de interesul pe care îl arăți... Uh, față de ei. Oricum, eu sunt o persoană empatică și întotdeauna mă interesează binele celuilalt. Și atunci, dacă pur și simplu întrebi o persoană de da ce ai că te văd că am supărat azi, uh -huh. pur și simplu, dacă îți vorbește și îți spune ce are pe suflet, el se descarcă și atunci se simte și el atașat oarecum și simte că face parte dintr-o familie, că practic asta vrem să construim la Rămazen, o familie și împreună să mergem spre culme mai înalte. Am înțeles. Deci, practic, în momentul de față sunteți șase. Hai să vorbim puțin despre cum faceți față pieții, da? Șase angajați, tu cu, tot cu tine? Sau Eu doar? nu sunt angajată, cu înțeles. tot cu mine în echipă. Deci, da. cu tot cu tine în echipă, echipa este de șase persoane. Cum faceți față concurenței? Aveți concurență în domeniul ăsta? Uh, sincer să-ți spun, am mai fost întrebat uh, chiar zilele trecute uh, ce face concurența ta, că trebuie să te uiți. Nu am timp, Valentin, să mă uit la concurență, îmi pare rău. De ceva timp, mai exact de la începutul anului, dorm tot mai mult în birou. Uh, săptămâna asta am făcut, că săptămâna trecută am dormit patru nopți în birou. Nu, am, nu reușesc să ajung acasă. Okay. Uh, nu știu asta ce e face concurența. Noi suntem, da, noi suntem noi coale noastre, nu vrem să deranjăm pe nimeni. Cine vrea să vină la noi, cine, oamenii care apelează la noi, le place, pot să mai vină și a doua oară, dacă. Corect. Dar te rog dintre clienți, ai mai mulți clienți persoane fizice sau clienți mai mulți persoane juridice? Cum cum se împarte? Sunt sunt și persoane Cred că se împart undeva, să zic, la 70 persoane fizice, 30 persoane juridice. Am înțeles. Da. Dar funcționa mult pe uh, contracte cu firme. Nu e neapărat un contract. Firmele se decid, angajații, practic, se decid să comande la noi un anumit număr de meniuri. Ei ne trimit lista cu o zi înainte, pentru că sunt și meniuri variate. Și noi le pregătim și le trimitem mâncarea cu facturică cu tot. Am înțeles. Practic, dacă ar fi să faci așa o socotelă, la cât începe ziua ta de muncă și la cât se termină? Începe la ora 6 dimineața și se încheie la 12, în cel mai fericit caz. În cel mai fericit caz, la da. 12. De asta da. aleg să dorm la servici, că altfel aș mai pierde o oră pe drum. Am înțeles. O oră, o oră și ceva. Spune-mi, într-o cine mai e alături de tine în business? Pentru că știu că n-ai început businessul singură. Este sora mea de la început, da. uh, a venit să mă ajute. Am uh, doi, uh, doi șoferi momentan, un ajutor de bucătărie, un ajutor la bucătărie, da. mai am o persoană care se ocupă de postări pe, pe Facebook, da, este un înseamnă... verișor de al meu, mă ajută. Și în curând, adică de mâine, de fapt, vine și bucătarul mult așteptat. Am înțeles. Deci, practic, care îți va mai prelua o parte din, din da. roluri, da? Și tu vei rămâne mai mult pe, pe nivel de, de management. Pe nivel de management o să fiu și în bucătărie, deși uh, am foarte mare încredere în, în noul bucătar da. și cred că ne sincronizăm așa, adică i am zis că oricum o să mai stau cu tine o lună de zile în bucătărie și ea mi-a zis, nu e nevoie, o săptămână cred că mi-a de ajuns să învăț, după care tu ieși să-ți faci treaba ta da. și eu mă ocup de bucătărie, adică preiau bucătăria ca să poți să-ți rezolvi celelalte probleme și Ok, hai să vorbim și despre celelalte probleme, pentru că ai deja aproape așa. un an de zile de, de antreprenoriat, în care, așa cum spuneai și tu, de multe ori se întâmplă să, să, să dormi noaptea la birou pentru că nu mai ajungi acasă. Care sunt celelalte provocări, în afară de... Uh, da, mai bine spus provocări, da. pentru că, de fapt, nu este o problemă, este o provocare. Uh, vreau să-mi deschid restaurantul la Ok. și uh, cam de asta trebuie să mă ocup, să-mi dezvolt, să stau liniștită, să-mi... <laughs> Liniștită. Liniștită, da. da. Să-mi pun în practică ideile. Okay. Să, să merg spre Aroma Zen. Să, -să mergi spre, spre pasul cum firesc de a deschide restaurantul. Nu știu, te-ai gândit la o locație, te-ai uitat înspre spații, să vezi cam în ce zonă ți-ar plăcea? Uh, zona o știu, știu cum o să arate restaurantul, să fie zen. Okay. Uh, aș vrea un cadru verde, să-i spunem, adică cu verdeață, nici de cum, nu știu, la în centru. Da, nu nu între betoane, nu în zona asta. Undeva chiar ci... și uh, oarecum mai la marginea orașului. Da. Da, okay. pentru că o să fie o, um, un restaurant cu specific de relaxare, cu muzică zen, să fii liniștit, să savurezi din bunătățile noastre. Ok, am înțeles. Deci vrei, vrei ca oamenii când vin acolo să vină să se agitați și să plece relaxați. Da, da. Ok, oamenii oricum vin agitați, că bă, așa se întâmplă de fiecare dată, mai ales în pauzele de masă, când știu e la foame. prânz sau așa, oamenii vin agitați, dar voi promiteți că intra agitați și vor ieși relaxați. Așa Bun. Ce alte provocări, în afară de partea de bucătărie, ai avut în anul acesta de, de antreprenoriat în care te-ai te dezvoltat? Uh, provocări, diferite probleme care apar și pe care nu le-ai prevăzut. Adică, la un moment dat aveam uh, adică, două știi? mașini în service. da. Um, um, ambele în service. Uh, cum să facem livrările? Cum, cum te-ai descurcat? Extraordinar! <laughs> la, uh, chiar anul, uh, anul acesta, am rămas numai eu cu sora mea. Deci, toată lumea pățise câte ceva, da. și dimineața m-au anunțat toți că nu ajung pentru că se simt foarte rău. Și eram eu cu sora mea și trebuia să facem livrări, și era nebunie. Era nebunie. Și nu știu cum am rezolvat, dar ne-am descurcat cu toate. V-ați descurcat? Da, okay. a fost oricum o zi. O zi pe care nu da, -o, o zi? Uit. Da, da, da. Dar una foarte plăcută, de asemenea, că nu, nu mi închipuiam că putem noi. La un moment dat ziceam că gata, nu mai, nu mai răspundem la telefon, nu mai preluăm comenzi. Dar hai să mai luăm și pe asta, hai să mai luăm și pe asta. Pentru că lumea, lumea continua să se sună. da, 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 da. Neștiind că în spate, de fapt, ați rămas doar, doar voi două. Da. bun. Spune-mi, te rog, la nivel de, de, resurse umane, vreau să revenim puțin. cât, cât a luat până ți-ai consolidat echipa? Ai întâlnit din prima oamenii potriviți sau s-a întâmplat să, să, vină mai mulți oameni în firmă, să vezi să descurcă și. A, ce, a fost ce -a cu un ei. rulaj destul de mare, destul de mare, nu știu, cred că am avut până acum 7-8 uh, contracte. Da. Uh, șoferii au fost primii doi care au nu ne-am înțeles și au ales să meargă în altă parte. Ok. Uh, apoi a venit al treilea șofer care este până acum, până în momentul de față da. și îți mulțumim că este alături de noi. <laughs> Cealaltă persoană pe care am luat-o în echipa noastră, tot pe livrări, are o săptămână okay, deci de când. E un proaspăt angajat. Da, este totul în regulă, se simte foarte bine. Colaborăm și pe bază de contracte. Sunt diferite persoane care fac livrări pentru că au un contract cu livrări. Persoane fi, da o persoană fizică care face, face livrări Am și pe uh, chestia asta când suntem depășiți. Apoi la bucătărie, la bucătărie acolo este baiul uh -huh. pentru că cer sunt oarecum exigentă. Adică vreau să fie lucrul bine făcut. Dacă nu este de muncă, poți foarte bine să stai, că nu mă deranjează, okay. dar uh, nu pot să accept când, uh, nu știu, noi terminăm treaba în bucătărie, rezolvăm o comandă și atunci bucătăria este murdară, nu? Pentru că s-au a, uh, da, s -a au rămas, da. Și nu accept ca tu să-ți iei pauză și să stai și să lași bucătăria așa. Asta, asta nu pot să o accept. Am asta este tinează. motivul pentru care unele persoane nu mai fac parte din echipa romăzenă. Mai întâi pentru că nici eu nu las bucătăria goală, uh, bucătăria murdară și apoi... Da. da. Să, să, să iei S pauză în momentul în care înainte nu de, ai termin da. treaba. Da. Termin treaba și apoi poți să faci ce vrei. Uh, apucă, eu știu, printre comenzi angajații să, nu știu, să, să iau pauză. Cum, cum, cum arată da. programul unui angajat? Că altul uh, am înțeles, începe de la 6 de dimineață, se termină la 12 noaptea, dar programul e angajat cum, cum arată. Exemplu, la bucătărie, arată cam așa. Uh, Lili, de la bucătărie, ajunge la ora 7, uh, se apucă de treabă și ia pauză cam pe la ora 1. Am înțeles. <laughs> cam asta este. La noi uh, funcționăm foarte mult pe prânz. deci okay. La noi este full pe prânz. Uh, pe la ora 12, jumate, 1... Poate să mai, să mai ia o pauză, sau dacă suntem în timp, poate să mai iau o pauză și pe la. Bine că nu e cu pauze. Dacă nu avem comandă imediat și terminăm treaba mai repede, că se întâmplă și la 10 să stăm 20 de minute degeaba, la ora 10, okay. că așteptăm. S-au făcut lucrurile mai mai repede, da, am mers mai bine s -a, s -a eficientizat. și atunci. Da, 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 da. da până vin pr preluăm celelalte comenzi, că practic noi cam asta muncem pentru prânzul care este în fiecare zi actualizat da. și pentru comenzile date cu o zi înainte. Și dacă este timp, pauza se poate lua oricând, nu e cu pauza, ai pauză de la ora asta la ora asta, nu. Poate e important să spunem la cât se termine programul unui angajat. Este de 8 ore. Ok. 8 ore pe zi. El termină mai devreme. <laughs> și tu rămâi în continuare în... Rămân în, acolo. Începe să-mi plac acolo. Chiar a venit cineva la mine, un furnizor, și mi-a spus că aici mă simt ca acasă. A... Da. Am fotole acolo, canapea, adică... Am înțeles. E, e o energie pozitivă acolo. Da. Cât de greu a fost să găsești primii clienți stabili? Adică primii clienți fideli. A fost, a fost greu să găsești. Chiar uh, discutam, sâmbătă asta am făcut un catering la o persoană da. și discutam astăzi cu sora mea că uh, domnul acesta este clientul nostru încă de la început. Mi-aduc eu aminte că i-am dus exact la început o comandă și clienții stabili -au, au venit în timp. Și chiar și la început am avut persoane care au comandat și au comandat mult timp după și în fiecare zi, după care mai iau o pauză. Noi mergem foarte mult pe feedback și cerem clientului feedback. Care, care sunt feedback pe care le primiți de la, de la clienți? Ce, ce vă spun despre meniuri, despre timpul de livrare, despre cum s-a comportat omul cu livrarea? Pentru că e important și aspectul ăsta. A, așa, să le iau pe rând. Pe rând, pe rând da. Pe rând. Despre mâncare, este interesant că lumea sună înapoi să spună că le-a plăcut. Lucru care nu se întâmplă foarte des în restaurant. De obicei, sună când e ceva foarte foarte grav. Da, când de obicei se sună cu reclamații, nu cu. Da, mulțumesc. da, da, da. La noi sună și zice că mai vrem, vrem și noi ce e ăsta, ce abonament e ăsta, cum se întâmplă, dăm, uh -huh. trimitem informația. Am uh, înțeles. Cam asta este. Cu timpul de livrare am avut ceva probleme la început, până să avem uh, al doilea șofer, pentru că uh, noi am mers constant, nu? Și, la un moment dat, când am văzut că nu mai facem față, a trebuit să găsim un șofer. În da. schimb, și aceasta se găsește destul de greu. Și cam perioada respectivă am avut, dar nu foarte mult. au fost câteva, câteva incidente, să zic, câteva cazuri. Da, a ajuns poate comanda mai, mai greu. Puțin mai târziu, da, dar mai sunăm înainte și spunem că o să mai întârzie sau... Am înțeles. Uh, bun, hai să vorbim puțin despre furnizori. De unde vă aprovizionați? Uh, noi colaborăm cu uh, Dorin Lazar de la Gustul Natural, are uh, fermă în Voinești, am fost acolo, am vizitat, sunt foarte okay. delicioase legumele. Mulțumim da. frumos! Deci vă apărăți de pe plan local, cu legumele da, da, de pe da, plan da, local da. și cu... Da. Cam pe ideea asta vrem să mergem, să sprijinim și noi la rândul nostru um, colaboratorii locali. A, am înțeles. Și bă, nu știu, o preluată marfa de la el sau doar o parte? A, nu, eu cu domnul Dorin am ajuns la o înțelegere și eu tot timpul îi transmit ce am nevoie mai mult, adică. De exemplu, acum mi-a pus roșii-șeri colorate, pentru că eu, la mine vreau să fie platoul colorat și frumos, să arate aspectuos. Da. Și atunci nu vreau roșii-șeri numai roșii. Da, vreau roșii-șeri fie... să fie și galbene, și mov. Și, și mi-a adus mai mult decât am cerut. Adică mi-a adus și niște ro roșii-șeri foarte micuțe, că sunt foarte multe tipuri. Am înțeles. Deci... Și pune special pentru mine și, bineînțeles, că dumnealui mai face și livrări la, la domiciliu, la persoane fizice. Și atunci îmi asigură mie și are și pentru, pentru alți clienți. Corect. Dacă este să te așa puțin la planul de business pe care l a dezvoltat cu un an înainte, cu un an în urmă de fapt și să te la ce s-a întâmplat în anul ăsta așa, cât de mult seamănă planul de business de pe hârtie cu ce s-a întâmplat <laughs> în realitate și cu, cu lucrurile care au avut loc? Uh, Poți să dai așa seamănă un și seamănă și nu prea, okay. <laughs> sunt multe lucruri pe care nu le-am luat în calcul, da. care au apărut și la care nu mă așteptam, în schimb am trecut cu bine peste ele, uh, în schimb, uh, fiind în agitația asta continuă, câteodată mă întorc la planul ăla vechi, chiar și la celălalt, că am avut foarte multe planuri, că tot le-am îmbunătățit da. și mai merg acolo să văd ce am zis eu că mai fac și n-am făcut, adică okay. nu știu, o strategie. Poate am scris acolo ceva, o idee pe care acum nu pot să-mi amintesc. Că eu obișnuiam să notez, chiar din 2011, îmi notam fiecare idee, că altfel o pierzi și da. nu-ți mai vine a doua oară. Și eu îmi notam fiecare, uh, fiecare idee. Okay. Și, practic, mă mai întorc că este foarte util un, un plan de business, chiar dacă nu se compară cu viața, viața reală. Asta vreau să te întreb, dacă este util. Până la este urmă. chiar foarte dacă nu se, nu, se, nu se întâmplă 100% ca în teorie, da? Nu, dacă este foarte, ajutat. foarte, da, foarte mult m-a Cum să spune și dacă, și pregătirea contează foarte mult, dacă deschideam în 2011, când, nici o lună, cred că nu, dar cred că nici nu ajungeam să deschid, pentru că este destul de multă muncă și mai ales trebuie să faci ce-ți place, <laughs> ca să poți să reziști. Uh, hai să vorbim puțin zici despre investiția necesară pentru un astfel de business. La momentul respectiv ai luat o finanțare, din câte știu, și cu, cum s-au întâmplat lucrurile? A fost greu de obținut finanțarea aceea? Uh, nu am. Uh, finanțarea a venit din partea părinților. Da. Uh, Și-au dat seama că uh, eu chiar vreau să merg undeva. și... E convins greu? Uh, nu, nu i-am convins. Pur și simplu mi-au zis, hai că e momentul. Ok. Uite acum. Am zis, mulțumesc, mă apuc de treabă. Perfect. Da, planul îl am, apropo, da. planul de afaceri îl am, că practic pe el am mers și am luat fiecare activitate în parte, ca și cu descrierea activității, și cu... ca să ai un drum pe care să oarecum să te ghideze, pentru că nu ești la locul de muncă, să ai un șef și el să-ți spună ce să faci. Corect. Practic, poți să vezi planul ăsta de afaceri ca fiind șeful tău, știi? Uh -huh. Te uiți acolo și vezi că, uite, asta trebuie să fac. da. Și mergi mai departe. Cum am zis, că în nebunia aia uiți să faci anumite anumite chestii și nu e ok să treci peste peste ele. Ok. Uh, dacă ar fi să, să faci așa un rezumat, unde vezi, de exemplu, Aromazen peste 10 ani? Uh, în toată România, mai zis, și să cu tărie ideea, okay. în toată România mai întâi în, în Iași. Nu, nu promit că uh, până revelionul acesta îl voi face în, în Aromazen. Sper, dar nu promit încă, pentru că prin câte am trecut pot să-mi dau seama că este și nu este realizabil anul acesta, în funcție și de ajutorul pe care îl primești din partea echipei. Am înțeles, am înțeles. Adică trebuie să decalează mult față de cât, cât ți-ai propus. Și atunci, dacă nu revelionul ăsta, la anul sigur în vară o să fie restaurant aromază în Iași. Ok, deci practic planul pe termen scurt este primul restaurant da, pe care să-l deschideți da. aici, după care să vă extindeți la, la nivel național. Da, da, da. Ok. Pe aceleași, pe aceleași principii, pe aceleași da, concept, pe, da. uh, cu aprovizionare de la producătorii locali, de unde se află restaurantul. Okay. O să mai lucrăm la partea asta, pentru că e mult de muncă, trebuie să iau niște decizii, cum anume o să fac asta, pentru că nu pot să deții controlul peste tot. Bun. Este cam, uh, cam dificil. Și atunci trebuie să mă gândesc puțin cum fac. Bun, deci ne pregătim de primul restaurant și până atunci vreau să vorbim despre o campanie pe care l-a lansat recent pe Facebook, șapte zile de detoxifiere, din câte da, am văzut. Dă-ne da. mai multe detalii, pentru că a făcut ceva rumoare în mediul online campania asta. Ah, da? N-am da, știut, mulțumesc! -am, am avut câțiva prieteni care te urmăreau cu atenție și am zis hai să te urmăresc și eu cu atenție, deși recunosc că n-am avut curajul să pun în aplicare 100% ceea ce era acolo, dar uh, cum să spun, uh, era cel puțin un concept interesant, pe care uh, am văzut că a prins la public. Uh, eu uh, făcusem o detoxifiere mai de mult, dar numai pe bază de salate, prin da. 2010 ceva de genul. Și acum chiar văzusem și un uh, un film și uh, este vorba despre aceste sucuri, uh, ajută foarte mult ca să pierzi în greutate. Ok. Deci ai făcut o dietă am, de șapte zile, bazată da. pe sucuri naturale. Da, să bei numai sucuri, timp de șapte zile. Okay. Oricând ți-e foame, te duci să îți faci un, un suc, un smoothie. Tu, tu, ai, tu ai trăit cu această dietă? Ai, ai încercat-o? Eu am ținut-o. Eu am ținut-o okay. ținut în, cum se zice, live. Adică ah, okay. împreună am ținut-o cu comunitatea de pe, de pe Facebook. Și care, care a fost feedback-ul? În primul rând, cum te-ai simțit tu? Uh, după okay? dietă? Da. Uh, extraordinar, da. Am uh, fost mama de Crăciun și mi-a făcut bunătăți <laughs> <laughs> și atunci am pus puțină burtică și, și în, în... Acez, în aceste șapte zile da, am revenit la, la, la normal la zen. La <laughs> am înțeles. Uh, cam cam ce-a presupus rețeta asta? Sucuri de fructe, sucuri de legume? Uh, nu știu Cum poate cum, cum supraviețui un om șapte zile numai cu sucuri? Păi ideea este că uh, ai putea să mănânci, uh, ai putea să mănânci salatele, numai că ar fi o cantitate foarte mare, practic asta este ideea, să-ți faci smoothie-uri, da. pentru că condensezi o, o cantitate foarte mare într-un pahar okay. și atunci, în paharul acela sunt mulți nutrienți. Următoarea întrebare care era, scuze, la, la asta mă, mă gândeam, cum, cum poate un om să supraviețuiască șapte zile doar cu suc? Dar cred că mi-ai răspuns. Adică da. da. Și nu, în loc nu să mai cântează, este nu? mult mai ușor pentru că altfel să stai să mănânci un platou, de exemplu, cam atât, nu? Da, Ca să ți asiguri de... nutrienții necesari. Uh, să mănânci un platou este, este greu. În schimb să să tragi sucul pe pai este termin într un minut, și mai, da. mai, mai, mai concentrat. Bun, Oana, în final, dacă ar fi să le dai un sfat tinerilor care se uită acum la noi și vor să înceapă ceva pe cont propriu, tu ai aproape un an de zile de când ești antreprenoare și ești confirmată deja cu clienți, cu angajați, cu tot ce înseamnă. Mulțumesc frumos! Ce le spune celor care vor să înceapă un business pe cont Să intre în arenă, să lupte cu lei, să se călească și apoi să dea drumul la, la business. Acțiune, Acțiune, asta ar fi cuvântul. Acțiune, da. Ok. Oana, mulțumesc tare mult pentru prezența. Eu îți mulțumesc, Vale. Cu mare, mare plăcere și te aștept, eu știu, să ne mai povestești noutății în momentul în care mai apar. Sigur <laughs> A fost alături de noi Oana Maftei, o tânără antreprenoare. Până data viitoare să aveți succes în tot ceea ce faceți.